dimineața, dragi prieteni ai naturii, ai deltei. O nouă emisiune Hoinar prin Delta. Astăzi am propus o partidă de pescuit la Dunăre. Niște domni de pe mal m-au cadorisit cu câțiva obleți și pun și la șalău, deși mi-am propus să dau la crap. Pescuiesc în apă de 8 metri. Nivelul Dunării este pe la 128 de centimetri, 127. Dar se anunță o zi caniculară și astăzi. După cum știți, e cod galben în toată țara. Se anunță temperaturi ridicate, 36-37 de grade. O să văd cum rezist. Pe locul meu tradițional sunt niște prieteni. Prietenii mi-au dat și obleții. Așa m-au sunat de ieri și le-am zis că o să pescuiesc undeva mai jos. Am omit, am aruncat 5 kg de porumb crud. Mai discutăm și despre asta pe parcursul zilei. Și pun două lansete la șalău aici și două la crap, unul cu pop-up și unul fără, deși nu știu, o să văd, parcă le-aș pune, da, mă mai gândesc. Revin. Prima lansetă. Apa are de la 6 la 8 metri, în 3 metri așa. Am mai pescuit pe zona asta, dar fără prea mari rezultate. Astăzi sunt și un pic bucuros pentru că am fost cadorisit. Soția mea mi-a făcut o surpriză și mi-a făcut câteva tricouri cu logo-ul acesta. Mulțumesc! Și sper să fie o zi frumoasă, să ne distrăm la pescuit. Deocamdată nu-i nimeni, sunt puține bărci azi. Nu știu de ce. În fine, m-a pus să fac monturile. Da, pentru că astăzi pescuiesc și la șalău. M-am gândit așa pe drum. Nu mai rămân două lansete pentru crap. Aici o montură, o agăț de agrafă, două tot timpul. Așa. Bun. Și voi face primul lanseu la crap. Am uitat să pun plumbuleț, știam că mai am ceva de făcut la locul mamei. Așa, am pregătit două monturi pentru că am doar două lansete disponibile la crab. Celelalte două, cum v-am arătat, sunt la șalău. Okay. Aici am un pop-up și un bob de porumb. Am lestat cârligele cu un plumbușor din acela pentru pop-up să nu se ridice de tot și încerc să fac primul lansat. Încep pe nebunia, vin corsarele de la Sulina, din Balcă și mă aștept ca în următoarea oră să facem ca mingea. Da, nu mai folosim sistemul White Runner pentru că sunt în barcă și reacționez imediat. Am folosit de pe mal, folosesc de pe mal pentru că, după cum ați văzut, ajung greu la lansete, ba prin apă, ba trebuie să mai ocolesc pe mal niște capcane. Cea de-a doua montură o instalez. Am înfipt cârlig un momitor. O să sară la lanseu. Aceasta are două boabe și un pop-up și plumbul respectiv.
pun în două, mă pregătesc să o pun pe agrafă, pun în două agăți aici, da, pe agrafă, o să mă înclătesc un pic pentru că m-am lipit de mămăligă. Mămăliga e tot stilul 3-2-1 pe care v-am vorbit, e făcută cu zahăr. Așa, asta nu-mi place cum stă, să mai înfile aici. Ok? Până ajunge forfacul jos, o să sară și se așează în curent cum trebuie. Reglez frâna. Da, ceva s-a întâmplat, a căzut și plumbulețul care era înfipt și el în... și vreau să rămână totuși în mămăligă până l-a aruncat. Da, să nu înfipt acum. Mămăliga n-a strâns-o prea tare pentru prima... pentru prima lansare, pentru că vreau să se dizolve mai repede, să cadă mai repede în curent. Și voi lansa cel mai la larg cu a doua. Bun. Așa sunt cele patru lansete. M-am așezat și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Mă uit și pe mal, poate o să coborăm pe mal, cine știe. Aș mânca și un pește prăjit, de asta am pus la șalou mai mult. Mi-e poftă de mâine. Poate am noroc. Revin. Pare că am prins un ciopic. Vreau să vă-l arăt? Da. Pare vivan mai mult după convulsii. Ia să-l vedem în premieră și pentru mine. Oh, ce biban frumos! Un biban extraordinar la Dunăre. Ce frumos. Cârligele mele de macherel au început bine. O să-l păstrez, bineînțeles. Atât am trebuit să mai prind vreo 2-3. Direct la tigaie cu ei. Peștele meu preferat. Da, e bine. Dragi prieteni, m-am pus pe așteptat. Din păcate pentru mine și nu numai, cred că pentru toți pescarii, astăzi s-a anunțat un vânt din sud-est, din direcția aceea, adică cum ar veni din spate de la pupa, ceea ce o să mă facă să balez între mal și larg. Mai vin și valurile șalupelor și nu o să fie bine. Drept urmare va trebui să mă retrag către mal. Nu cunosc malul aici, dar o să încerc să-l pipăi așa ușor, ușor, ușor. O să-mi ia vreo jumătate de oră ca să... M-am uitat cu sonarul mai devreme la adâncime, dar nu știu și fundul, pentru că acolo unde am stat e curățat, sigur, am curățat noi, nu sunt cioburi, e, malul e curat pe toată lungimea lui. Aici, în schimb, nu știu nimic despre locul ăsta și va trebui să o iau pe pipăite, să nu mă accidentez, să nu mă tai în vreun ciob sau în vreun, o bucată de fier, ceva, mai sunt prin apă. Poți să te mai prinzi în plasele pescarilor, trage iarăși. Aruncate pe acolo, sunt o groază de pericole care cred că tot biban. Am o prinde cu pipa în gură.
că s-a dus și peștișorul. Da. Am mâncat. Să verific, să nu verific. Nici nu știu ce să fac. Aș verifica totuși că o să mut camera. Aș verifica pentru că a tras de câteva ori. Mă rog, nu foarte tare, e trăsătură de biban. Cred că mi-am mâncat și peștișorul. Da. Pare că da. Da, sigur, l-a luat. Banditul a mâncat. Mai am câțiva. Mi-am adus aminte ce era cu 4.000. De data trecută îmi stătea o cifră în cap. Ceasul e 9 fără 4 minute. Da, 4.000 de controle, nu, 4.000 de dosare penale au făcut polițiștii pe zona de silvicultură, pe control. A venit, trage iar. În două luni de zile au făcut 4.000 de dosare penale. Vă dați seama în an de zile ce s-a întâmplat până acum, dacă în două luni s-au întocmit 4.000 de dosare penale, extraordinar. Deci acest segment de activitate, această zonă a fost neglijată total de autorități, uitată de lume. Te prind, nu te prind, te prind, nu te prind. Cred că iar mi l-au luat. Băi, nesimțit. Mai am 3-4. Ce facem aici? Ah, mi l-a luat. Așa e dacă stai de vorbă. Da, e biban, nici nu trage, în fine. Las acolo să le schimb. Cum spuneam, vă dați seama ce s-a întâmplat în acest răstim de 30 de ani, în devălmășia asta, în fiecare, în jungla asta, că fiecare a făcut ce a vrut. Dacă în două luni faci 4.000 de dosare penale, extraordinar. A fost un accident la Tulcea, am venit notificările. Un accident rutier. Da. Asta e... Am văzut din ăștia, bogați, cu casa făcută pe mijlocul râului, trecea râul... O să cadă. Îi trecea râul prin... pe sub casă. Și el era șofer de ăsta, de lemne. Bă, să-ți treacă râul pe sub casă. Și să dai la pește, la păstră, stânga-dreapta, să ieși pe balcon, că el asta a făcut. Păi de unde atâția bani? Poate mă vede, tembelul. Da. Și câți din ăștia vor fi? Ăsta e șofer, da? Da, ăia. Ăia mari. Rechinea mari care s-au îmbogățit. Taie, fură, taie, fură, vin. Da, asta a fost cu 4.000 de dosare penale. Bun, o să citesc și câteva mesaje. Uite că l-am găsit. Nu se deschide fermoarul când cauți telefonul. Așa, de unde să încep? Mai de la vale, așa.
ce tigaie, ce cratiță folosești, v-am spus că e una de la dedem, dar e cu mai înalt așa puțin, ca să pot să fac și saramură în ea. Pentru asta am luat-o mai înaltă. Catamaranul, întreabă cineva, da, face valul, rupe malul și pasagerele, parcă și mai rău, e acolo. Da. Da, o fi peștișorul sau o fi și vreun biban pe el? Tic, 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 tic. În fine, mai vedem. Cu electricienii de data trecută, ce să... o să pățească într-o zi și o zi, că nu o să mai meargă toate lucrurile astea și atunci gata, bă, băieți, s-a terminat. Păi cum adică, voi sunteți mai al dracu decât toți, mai deștepți decât toți, restul-s fraieri. Niște proști de-ai dracului. Lasă, bă, mă duc eu să furce dracu, stau eu să pescuiesc, că am curentat și de-al dracului. Am permis de pescuit, evident, dar și dacă mai și curentez ce? Sau n-am? Că n-ai de unde să știi care curentează, dacă are permis sau n-are, de obicei au și permis de pescuit. Fire întinse foarte frumos, Cristea Gigi, mulțumesc. Gelgogu, salut, salut. Așa, Bobratu, salut. Cosmache, cu dipărul. Iulian Macuc, dislike, un buton rezervat pentru electricienii Deltei. Da, mă rog, e rezervat pentru toată lumea, să zicem. Dar nici să ne înjurăm pe aici, că nu... Emisiunea asta mi-aș dori să fie așa de relax, să mai vedem Delta, să o prețuim, să vorbim despre ea, despre bărci, despre pescuit, despre apă, despre natură, despre ce e frumos în Delta. Nu să ne dăm cu dinții de, să ne ține cu dinții de vreo idee preconcepută sau, de exemplu, eu nu sunt de acord nici cu dat foc la peturi, dar asta e, am la crap aici, am o plătică, trage așa tâc-tâc la prima. Păcat că nu-i crap sau vreun morunaș, probabil e plin de morunaș anul ăsta și păcat că e un pește foarte bun, dar e greu de prins. Morunaș nici n-are valoare comercială, asta e. Lumea nu-l apreciază, eu îl apreciez, îmi place, are o carne dulce foarte mult. Așa, Nicolae Vergu, că se dădeau cu butelia pe Dunăre, am văzut și eu când mai, acum mai nu mai dau cu butelia, că e greu de cărat, dau cu un aparat atât cât telefonul ăsta, care produce 20.000 de volți și l-a terminat. Așa. La crema Țucu îmi spune Trif, salut cu Trif. Despre ea o folosesc de câțiva, v-am mai explicat într-un material anterior, că acum vreo 6-7 ani m-am întâlnit la Mila cu un puști și mi-a dat chestia asta, era din Arad, parcă, da, un domn, nu-l mai găsesc aici, dar știu că m-a întrebat dacă mă mesc cu Daniel Undead, 8 kg de porumb pentru o singură zi, nu am omit cu 6, dar încă 2 când am venit. Nu e mult pentru o singură zi, va trebui să mă pregătesc că o să-mi cadă camera și nu e asigurată. Da. Ok. N-am mai asigurat camera, o greșeală, nu pot vorbi liniștit acum. Poinăreala frumoasă și distractivă, mulțumesc, asta și ideea, Popescu Petre, salut. Octava Outdoor, salut, salut, îmi trimite Victorie, da, ok, Alcatraz, salut, Alcatraz. Gabriel Mihalache, salut, salut.
Așa, și mă întreba, nu mai găsesc mesajul, mă întreba de ce mă omis cu porumb crud, că nu e bine, o fi bine, nu o fi bine, nu știu cu ce mă omis dumneavoastră, dar poate ne scrieți. Am monitorizat, nu știu ce înseamnă monitorizat, dar e ok, mă bănesc că e vorba de momit. Nicolae Dinu, domnul Dinu, noi momim cu porumb crud de cât suntem aici în delta asta. Eu nu stau să nici să umflu porumbul, nici să mucegăiască, nici să... L-am aruncat, n-am timp de chestii de astea. Nici să dospească, nici să fermenteze, nici să fac mălai din el. Am aruncat și cu asta basta și dau cu porumb crud și la revedere. Drum bun, prind, nu prind, pescar mă numesc și nu mă mai agit. De altfel, dacă mă duc în baltă, să știți că aici mai prind unul, doi, dar în baltă prind unul și am plecat, nu mai stau pe acolo. Îmi schimb imediat, dacă prind un crap, îmi schimb imediat obiectivul de pescuit și mă duc la caras, la roșioară. Știți roșioara aia, se face atâta de jumătate de kil pe aia, dacă o prind sunt mulțumit, sunt mai mulțumit decât dacă aș prinde un crap, pentru că e, la rândul e extraordinar de gustoasă și îmi place trasă în unt cu, și cu mărar și cu pătrunjel și cu lămâie și cu, Doamne Dumnezeu, o nebunie. Îmi place și la borcan. Aș mânca non-stop așa. Da, sper că nu ați monitorizat cu porumb tare. Dacă da, nu este de urmat, aștept explicația pe... Poate mai intră domnul pe pagina acolo. Da? Și... O să-mi pun și un pahar de bere, că deja simt, m-am trezit iar la 5, am băut o cafeluță, am și mâncat ceva, nu plec fără să mănânc, v-am mai spus. Mai încolo o să vedeți, ieri a fost o acțiune a poliției, ieri la termin, a fost o acțiune a poliției, de poliției naționale, o acțiune națională pe tot teritoriul României, pe pescuit, pe societăți comerciale și... Ordonanța 85 pe pescuit, aceea cu pescuitul și acvacultura. Mă rog, s-au dat amenzi, încă nu știu știu comunicatul, dar nu știu foarte bine, pentru că a fost, l-am prezentat și în Delta Dunării News, o să citesc de acolo câteva date în legătură cu această acțiune, ca să ne facem o idee despre ce, ca și la păduri, despre ce și în domeniul peștelui. Da, știți, care sunteți din București, încă de pe vremea studenției mele, toată lumea vindea pește de Dunăre și așa mai... Înainte parcă îi mai credeai că mai era, dar acum de unde să mai vândă pește de Dunăre? Nu mai e, bă, fraților, pește de Dunăre, totul e de crescător el. Și vezi, dacă are forma aia bombată de torpilă, bomba atomică, așa, ăla e de crescătorie. Dacă l-ai tăiat, curge din el numai pelezi de ăștia, de chimicale și o grăsime, dacă o vezi în chiuvetă, o e la fugă. Am văzut odată și nu mai îmi trebuie așa ceva. Nu vă hrăniți copiii cu tâmpenii de alea, cu așa ceva. Uitați-vă la el să aibă o formă fusiformă, să nu fie lat, da, dacă e vorba de crap. Dar restul la somn mai... nici acolo, deși mănâncă și ăla pelit. Da. Păi pește de Dunăre nu avem, iar acvacultura cine controlează pe ăștia vreodată? Cine controlează și pe legumicultori și pe ăștia care fac cu semințe modificate genetic și cu... Păi n-am nimic împotrivă, dar scrie, bă, băiete, că e modificat genetic. Scrie că are azota și fosfați. 80% din el. Și cu asta basta. Cine nu are decât să cumpere, cine vrea să cumpere. Eu prefer să mă uit înainte pe o etichetă de asta. Dar hai să facem controlul ăsta în țară. Pe afară e la fel. Sigur că ați văzut, toate legumele sunt de plastic, de cauciuc. Zici că e minge de aia, de cum ne jucam în copilărie. Ce să faci cu... Că, domne, că descurajăm producătorul. Poftim? Păi să vezi ce îl descurajez. Tu te, mă, băiatule, apucă-te de altceva, pictează, ia-ți un șevalet, nu știu, cântă la muzicuță, treaba ta. Dar nu mai cultiva roșii, nu mă trebuie pe mine, că n-am, am și copii, am și... Cum adică? De ce să faci asta? Și mai e și râs cu nonșalanță.
Așa e și cu, așa e și cu peștele. Dacă mâncăm pește, trebuie să știm de unde mâncăm. E propriu pentru consum, nu e... Ia trebuie să țin camera. Mare, mare că nu. E în regulă cu el, e bun, e bun. Și la toate alimentele, în general, nu? Dar trebuie să știm despre ele. Suntem în 2020, Dumnezeu. Orice tembel poate să-și facă un laborator de asta, să verifice cu simplu. Într-o zi ai rezultatele pe toată, pe 10.000 de elemente. Nu chiar pe 10.000, dar pe 12 elemente ai rezultate, ca la apă. Și cu apa e altă problemă. Știm ce apă curge la robinet. În fiecare zi trebuie să vedem buletinele de analiză pe apă. Așa trebuie să le vedem. Afișate frumos pe site. Asta înseamnă civilizație. Asta înseamnă să avem grijă de noi. Nu înseamnă să furăm, să păcălim, să mințim că, domne, că n-avem bani și o livrăm așa. Două dracu de apă. Aia, dar cred că de la soare, de când te încălzești așa, te apucă poveștile astea, noroc. Care până la urmă nu sunt chiar povești, pentru că asta e, țin de sănătatea noastră. Să încurajăm producătorul român. Păi ce să-l încurajăm? În piață roșie aia mai, roșie mai bună e 8 lei la Tulcea și aia mai vai de capul ei 3,50 lei. Vai de capul ei de asta, de faci mâncărică din ea. 3,50 lei și aia 8 lei, 1 euro jumă. Bă, aia ține bunii cu totul, bă, băieți. Bă, vrei să ții Mercedes într-o zi de piața agroalimentară, mă? Bine, adevărat că toate prețurile au sărit în aer, s-au scumpit și azotații și fosfații și... Ce să, trebuie să înțelegem și asta, că nu mai, nu-i mai e ușor. Și îngrășămintele alea, și stropitul, și toate drăciile astea. Natura nu mai ține cu noi, cu mana, cu, păi dacă le distrugem. Hai să producem ploaie, dăm cu rachete. S-a făcut sistemul de rachetă, avem odita mai, nu mi-am să aminte, avem odita mai instituția care se ocupă de sistemul național anti-grindină, anti-proști, anti... nu știu cum. Are o denumire de asta, nu nici nu ca pe monitor oficial denumire, într-o pagină. Trece și pe a doua. Asta e, dragi prieteni, cu pescuitul și cu nesimțirea. Au venit doi mocărțani și s-au pus aici lângă mine. Eu sunt cu nevasta mea în poarcă. Ce să... Au și momit acolo cu porumb fermentat. Eu ce, la ce să mai stau aici? În toată Dunărea asta, exact lângă mine, au momit cu porumb fermentat. N-am mai pățit în viața mea așa ceva. Asta e o mulinetă Silstar de 6000. Și ce credeți, s-a rupt? S-a rupt de aici. Când scoteam lanseta, vreau să mut locul pentru că au venit niște nesimțiți, că n-am pot să le zic altfel. Și ce să mai stau aici? Iau momit acolo. Eu o să plec. Pur și simplu plec. Pleacă și el, n-a stricat și mie ziua. Da, asta am pățit. Era și timpul să mai schimb culele de pescuit. Oricum aveam de gând să le donez și pe astea, dar bine că n-am donat mulineta, dar la înseta oricum o donez. Mi le schimb, asta e ultimul sezon cu ele. Da, nu le mai păstrez. Și am pățit chestia asta, n-am mai pățit în viața mea așa ceva. Am tras firul cu mâna, l-am înfășurat pe mulinetă.
da? Nici măcar nu era agățată să zică, domne, cine știe ce s-a întâmplat. Nu. Am tras și a căzut mulineta. Incredibil. Incredibil. N-am mai pomenit de când sunt. Da. Bună, prieteni, bine v-am regăsit la Hoinar prin Delta. Astăzi e o nouă zi de pescuit, dar mă ține la mal ceața, e foarte deasă în dimineața aceasta, prima de altfel, din această toamnă să-i spunem. Soarele a răsărit, se vede în spate, dar totuși vizibilitatea e destul de scăzută, mai stau puțin să se mai ridice. N-aș naviga totuși cu barca în condițiile astea. Totuși e destul de frumos. Așa arată și faleza Tulcei. Ceasul este 7 fără 5 minute. M-am trezit dimineața la 5, dar nu poți să pleci. Așa, și o să vă arăt și ceva din ce se vede pe Dunăre. Am intrat la un ponton. Așa arată apa, e destul de liniștită, un pic în scădere. A început să apară condensul.
așa e dimineața asta. Încă vreo 2-3 minute până la ora 7, 4 minute. La 30 august 2020. Ceața vine în valuri dinspre delta, dinspre Sulina, dinspre mare. Și deja cu greu mai poți distinge ceva aici. O să merg ușor pe lângă mal. Mai mult mă las purtat de curentul Dunării decât de motor. Au început să se claxoneze deja. Că efectiv nu se vede nimic, dar nici nu știu dacă e bine să plec. A, probabil că o să rămân pe aici pe undeva mascat. Nici în spate nu se mai vede nimic. A venit un nou front de ceață. Mai stau cu atenție. Sporită. În soare așa se mai distinge ceva, dar în față e greu. Chiar și cu ochelarii mei polarizanți. Thank you.
dragi prieteni, cea de-a doua zi a început minunat. A fost infernal de cald după disconfortul termic, a fost groaznic, a început să adie vântul după orele de dimineață. A ieșit un soare nemilos care te frigea și până acum au curs apele de pe mine, n-am mai revenit, nici n-am putut să vorbesc, vă spun sincer. N-am mai revenit acum. Am schimbat și locul de două ori. Ce să vă zic? După ziua de ieri cu băieții doi, v-am promis că o va trage la șalău. Am scăpat și cu ancora, da. Ne-a scos. Va trebui să strâng lansetele. Da, din păcate, condițiile de pescuit nu mă lasă să folosesc umbrela. Mă mută cu tot cu barcă, cu umbrelă, cu tot cu lansete. Ați văzut ce s-a întâmplat mai devreme. Și va trebui să merg la mal undeva, să improvizez iar o... Cine mă mai gândesc până atunci. Ideea e că nu mai pot sta cu umbrela, vântul bate de la sud, sud-est oarecum, și se anunță și astăzi rafale destul de puternice, 24 de km la oră, ca și ieri. Cel mai probabil o să-mi caut un mal și o să stau acolo. Asta o să fac pentru că nu mă lasă vântul și cu timpul ce trece se intensifică și va trebui să iau o decizie. În principiu va trebui să plec de aici. Am două lansete la peștișori, văd că de la asta trage, și două la crab. Trei boabe de porumb crud pe un cerceluș și pe celălalt am porumb de scoică pe cârlig. Am un prieten mai sus care a prins azi dimineață. A prins trei ciortani așa. S-a trezit cu noaptea în cap, a plecat pe ceața aceea, ați văzut-o. Bine că nu s-au întâmplat evenimente, nu m-au venit notificări în baltă. De obicei se întâmplă când e ceață foarte densă, cum a fost azi, se întâmplă să aibă loc incidente. Să sperăm că anul ăsta scăpăm de ele. Bun. Încep să mă mai răcoresc. M-am desfăcut și o bere. Nu o să mai iau o gură pentru că se încălzește. Dita mai craca era în lanseta domnului, o craca atât de mare. A scos-o până la urmă. Are fire zdravene, bravo. De altfel cred că de la crap. Da, și mai stăm. Mai stăm pe aici și mai stăm, după care încercăm norocul pe la mal. Nu o să ne lase vântul să mai rămânem în ancoră. O să înceapă să bată foarte tare și inevitabil ne va trimite spre mal. O să facem așa cu barcă cu tot. Prefer să rămân la mal undeva, mă mai bălăcesc pe acolo. Am un șezlong, mă mai descurc.
dragi prieteni, după cum vedeți, am schimbat locul, am venit la Dunăre. La mal, că tot la Dunăre am fost, dar la mal. Și încerc să prind un pește măcar, dar s-a pus un vânt puternic și nu reușesc să prind. Oricum e și o parte bună, s-a mai răcorit un pic. M-am întins și acolo la umbră chiar e rece. Am două lansete la șalău și două lansete la crab. Stânga sunt la șalău și dreapta la crab. Nimic până acum. Mai stau, cine știe. Mi-am propus să gătesc ceva, dar se pare că n-am noroc. Da, vine și un vapor. Aici e trafic de nebunie, e duminică și lumea pleacă acasă. Da. Mai aștept.